Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cu ce proiecte sunteți prezenți la târg? Noi, în mod normal, suntem prezenți la fiecare târg cu absolut toți dezvoltatorii cu care lucrăm, peste 80. Dar în momentul de față am decis să mergem cu două variante, și anume, pe partea de case, cu proiectul nostru propriu, Evo Residence, cu niște case eco, iar pe partea de rezidențial, cu un proiect pe care noi îl considerăm în momentul de față pentru București, pentru o zonă semicentrală, singurul proiect care deocamdată a reușit să îmbine toate cerințele exigente după unii ale românilor, adică decomandat, cărămidă, semicentral, metrou, etc. și bloc mic. Și preț foarte bun, evident. Care sunt prețurile, dacă tot mi-a spus despre prețuri foarte mici? Corect. Plaja de prețuri este între, pentru apartamente cu două camere, că numai cu două și trei camere discutăm, pleacă de la 56.000 până la 81.500 pentru cele cu trei camere. Din păcate nu mai există. S-a vândut foarte, foarte repede. Și la case? La case avem un preț de 82.000 pentru 125 de metri pătrați util și 190 de metri pătrați util de curte. Le-am spus că suntem, v-am spus că este o casă eco, în sensul că am folosit o cărămidă specială de o grosime exterioară a peretului de 44 de centimetri, cu tencoială, cu tot ajungem la un perete exterior de 50. Asta, prin calculul termic, a rezultat că nu mai este necesară folosirea polistirenului pentru o perioadă îndelungată de timp. Am înțeles. Și pentru târg, ce prețuri aveți, dacă aveți discounturi? Am venit cu o variantă, mă rog, cu mai multe variante, cel puțin pentru case, și anume, mai nou am introdus și acest sistem de rate la dezvoltator, de care tot ne-am lovit în ultima perioadă, probabil din cauza românilor care vin din afară și nu prea au cum să acceseze un credit bancar la noi. Am venit cu această variantă de rate pe o perioadă flexibilă, putem să mergem chiar și de la un 3-5 ani în sus. Da? Clientul poate veni cu un avans, să zicem un 25-30%, după care discutăm de rate în acest interval. De asemenea, putem acorda discounturi în funcție de avansul respectiv, și avem anumite beneficii la finisaje, la compartimentare și așa mai departe. Le facem exact cum dorește dânsul, dacă nu-i place deja varianta pe care noi considerăm că a fost cea optimă alesă. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes! Cu mare plăcere! Mulțumim și noi!